Pace și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Mi-a plăcut foarte mult versetul din Isaia 9:2 și aș vrea să vă transmit doar un singur gând pentru rugăciunea care urmează. Spune Isaia în felul următor: poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Și ce este interesant? Și chiar mă gândeam zilele acestea, n-am vorbit cu fratele Vali, dar cred că Dumnezeu vrea să insiste pe această idee a luminii. E foarte important să înțelegem că atunci când Domnul Iisus Hristos vine și pe acest pământ și se întrupează, una dintre marile sale lucrări a fost aceasta, să nimicească împărăția întunericului, să nimicească lucrările diavolului. În fiecare moment când a făcut o minune, în fiecare moment când a vindecat, în fiecare moment în care a exorcizat și a scos dragi din oameni, el nimicea lucrările întunericului. Dar știți ce este interesant? Această lumină a lumii, care este Domnul Iisus Hristos, se uită înspre ucenici și le spune în felul următor și se uită astăzi înspre biserică și le spune în felul următor: voi sunteți lumina lumii. Lumina lumii a plecat, însă se uită înspre noi și ne spune la fiecare: voi sunteți acum lumina lumii. Ce mare har, ce mare, pe mine mă dă pe spate să înțeleg că continuăm lucrarea Domnului Iisus Hristos. Foarte interesant, El chiar ne spune pe față unele lucruri în felul următor: o cetate așezată pe munte, pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. Și parcă ne vorbește Domnul Iisus în mod direct. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Mă gândesc că dumneavoastră lucrați cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și sunteți înconjurați de astfel de oameni. Și eu lucrez cu astfel de oameni. De fiecare dată când faci un lucru bun, o faptă bună, aprinzi lumina. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar eu am fost prin locuri în care era foarte întuneric și s-a aprins lumina și am văzut. A fost clar. Nu aș vrea să trec cu ușurătate și nici dumneavoastră cu ușurătate să treceți pe aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți responsabili, dumneavoastră și eu, de întunericul din lumea aceasta și să facem să fie lumină. Pentru că în momentul în care vom aprinde lumina, oamenii îl vor vedea pe Dumnezeu. Și știți ce îmi place? Că lucrurile oarecum sunt simplificate. Nu ni se spune în versetul acesta, în pasajul acesta, să propovăduim, să mergem cu Evanghelia. Ni se spune în felul următor: faceți fapte bune. Trăiți altfel. Unul dintre lucrurile pe care aș vrea să ne rugăm în această seară și e foarte simplu, dar foarte responsabil: Doamne, ajută-mă ca să se mai disperseze întunericul în care trăiesc. Și nu trebuie să faci altceva decât să faci fapte bune. Dacă este nevoie, spune Evanghelia. Ați avut dumneavoastră în casele dumneavoastră sau în mână un becars? Cui folosește un becars? Mai bine o lumină care pâlpâie decât un becars. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și să ne ajute Dumnezeu să fim responsabili cu lumina.